Salve Roma, un giorno stanno e bine a un nuovo episodio di Sera Nostra Fasunofobia. Astăzi facem imposibilul vorba aia, ne jucăm chiar că singur ei. Fasunofobia este ora 3 și un sfert de dimineața și nu vorbim cu absolut nimic, iar eu mă cac pe mine de frică deja. Ca să vedeți cât de pusii sunt, am dat jocul pe amator. Pentru că mi-e foarte frică. Și hai să vedem dacă reușim să găsim fantoma astăzi. Deja încep să regret că vreau că o să fac asta singur. Știu, probabil voi nu vă speriați uitându-vă la acest episod, dar mie mi-e frică de mor. În fine, obiective opționale, fiți atenți aici. Descoperiți cu ce tip de fantoma avem de-a face. Ăsta deci ar fi obiectiv opțional. Mă rog, curățați zona din apropiere folosind tămâie n-am tămâie. Găsiți dovezi ale paranormale cu MF. Împiedicați fantoma de a vă vâna cu un crucifix. Aha, s-o credeți voi. Bă, avem MF, avem termometru. Ce mai luăm? Mai luăm o lanternă puternică. Termometru. Poate nu luăm și MF-ul la noi, doar ca să fie. Hai să vedem, trebuie să luăm cheia. Și hai să mergem. Bine, sincer, cred că ar fi trebuit să... Ce? Hai, bă. Mi-am plăcut un pic frică, băieți, pentru că am zis din cauza că sunt singur. Ah, doamne, ok, deci nu vă exagerez, deja se zbrădește pielea mea. Vin, salut, e cineva acasă? Lecturatul este aici, a venit lectorozaurul. Îmi pare rău pentru voi fantomelor, dar lecturatul vânătorul de fantome este, hai de mine, cel mai puternic vânător de fantome din cât există în lumea asta. Și dacă încerci să-l ataci, o să-ți pară foarte, foarte rău, pentru că lecturatul, în umila lui prezență în această lume, eu vă vorbesc acum că mi-e frică de măcac pe mine, ca să știți, nu spune care sunt sol. I'll fuck you! Am cum scrie parchet, deci... Ta! Nu, aici ai, futu-ți fantoma, mătii. Dintre toate locurile din lume, trebuia să fii la sub. Haide-mă pe bune! Dintre toate locurile din lumea trebuia să fie la subsol, mă. Da, deci dintre toate locurile din lumea fantoma ta împuțită este la subsol, mă mâncava și eu cu gustul, că mi-e frică de... Deci mi se zbrăli pielea pe mine, să mă picioare, nu vorbesc la modul cel mai serios. Deci mi-e frică de mor. Hai că nici n-am avut activitate, luăm ce să luăm, o cruce, luăm ăsta, luăm o cameră video. Aha, că nu mai avem unde să luăm camera video. Stai așa, mai bine iau camera video decât crucea în momentul de față. Hai să mergem. Ce mai am? Mai aveam? Am luat spirit box-ul să văd dacă vorbește cu mine, ok. Ah, doamne. Deci îmi e frică de mur. Deci nu înțeleg de ce dintre toate locurile din lume fantoma asta nenorocită și ordinară a ales să fie tocmai la subsol, frate. Deci pe bune. Mulțumesc. Să punem asta aici. Da, trebuie să intru în momentul ăsta. A, aproape de freezing. A, ești nebun. Stați așa. Stați. Are here? Are here? Ce lucru? Are here? What the fuck? Are here? Are behind? Are here? What the fuck? Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Are you behind? Are you here? Are you here? Eh, mă bucur nicioacă, nu e aici. Ok, nu știu dacă am luat curentul sau... A, nu am luat curentul. Ok, deci nu e spirit box, pentru că știți și voi foarte bine că orice fantomă e răspunde la lucratul. Avem o dovadă, că este freezing temperature, ok. Trebuia să iau și cartea, dar n-am mai avut cum să o iau. Hai să luăm cartea, să luăm crucea. Să ne uităm puțin pe cameră, să vedem ce mai găsim acolo. Cruce, carte. Ia să vedem. Da, mă, schimbă camera, bă. Cum schimb camera? What the fuck? Cum schimb camera, băieți? Mamă, niciodată n-am schimbat camera. Hai de mine, cum? N-am pornit-o.
N-am pornit-o, mai mult ca sigur. Hai, de mine n-am pornit camera. Nu că-s dobit tocmai, câte minute am. 1 minut și 20 de secunde. Super. Deci n-am pornit camera. Sunt dobitoc mare de tot. Oh, Doamne. Cât de prost să fii, mă, de toate, mă. Cum să le pornești, mă, camera? Și nici n-a răspuns crâmpoșul ăsta de fantomă. Am pus asta. Aruncăm crucea. Putu-s morții mătii. Fai de mine ce m-a speriat. Pune asta. Fai de capul meu. Are fier? Are fier? Marște în gât, mă, de... Mamă, cât de frică mie. S-a auzit un... Eu nu mai intru în casa asta. Îmi bat picioarele de jur, nu mai intru în casa asta. Hai de mine, cât de... Nu puteți să vedeți, se zbrâli pielea pe mine, efectiv. Deci l-am urmă și mai serios. Și normal că fantoma mea nu vrea să arate absolut nimic. Și nu văd dacă scrie ceva în carte. Aha, că s-a făcut 0000. Sfera paranormală, este. Este, sfera paranormală, ok. Ce putem avea? Phantom Mare Iurei, fuck. Dacă avem o fână nivel 5, e fantomă, ok. Spirit box e mare, nu e spirit box. Amprente nu poate fi. Sferă paranormală, avem carte scriere, este Iurei. Ok, deci trebuie să avem carte scriere sau e o fână nivel 5. Problema e că n-am avut MF deloc. Și nici în carte prietena noastră fantoma n-a scris. Ce facem? Ideea e că singurul care este buguit de obicei este MF-ul. În rest nu avem buguri. Sfera am văzut-o la un moment dat. Deci nu avem decât să ne întoarcem acolo și să vedem ce pui mai se întâmplă. În spirit box n-a vorbit cu noi, nu? Ca să fie mare, mare nu e sigur. Poate să fie decât fantomă. Și... Mă, ce m-am speriat. Și Iurei. Iurei trebuie să avem carte scriere paranormală pentru Iurei, nu? Da, ok. Bă, toate ca toate trebuie să mă întorc înapoi în asta, în casă. Hai. Dau căștile jos de pe cap, mi-e frică de mor, sincer. Deci dacă mă aud de două ori fânătorile, mă duc pe mine, la modul cel mai serios. Nu am nimic la mine. Prea mult să-mi iau niște pastile pentru sănătatea mentală. Și să mai iau, pui mie ceva la mine, habar nu am, ceva, orice. Ok, iau asta că poate. Ce fac să-mi fantoma să treacă prin sare? Nu, să găsesc dovezi cu cititorul MF. Doamne ajută. Deci mi-e frică de mor. Vorbim la modul și mai serios. Mi-e frică de mor, credeți-mă pe cuvânt. Îmi e frică de nu mai pot. În momentul acesta. N-a scris în carte. Trebuie să avem MF-ul. Ok. Ce pot să-i fac? Are you here? Am decât să mă enervez. Are you here? Are you here? Ce-am pui mie să pornesc măcar de capul ăsta dacă tot. Are you here? Are you here? Are you here? Are you close? Are you behind? Am ocupat un cioacă, băi. De ce nu vrea să vorbească? De ce nu vrea cel mai important? De ce nu vrea să scrie în carte? Alo? 2, 10, 10, 10, fantoma. Face-o bine fără căștile pe cap, că lumea e așa fică. Sigur că da. Electrozaure. Da, nu... Nu face nimic ca treaba asta ordinară. Are you here? Give me a sign. Pupa mai încioacă să mă pupi. Aha. Da. Deci băieții... Nu face nimic ca fantoma asta ordinară.
Bă, dar fă-i ceva, mă, omul de mult. Alo? Fără dacă îmi bag pe aici printre... A, uite și generatorul, wow, unde e pus, super. Nu, nu vreau să fac absolut nimic, uitați și urea. La fantomă de aia proastă. De mă sperie și atât. O sperie eu pe măta, bă. Pe mine mă sperie chiar așa ușor. Sunt pe capul, nu-i glumesc. Poate, poate. Bă, dacă îmi închizi ușa, hai de mine, deci deja... Ce să facă, nu? Nu vreau să facă nimic, aici nebun, plec. Nu știu, ar trebui. Că mi-e frică, nu vreau ceva. E mult mai bine fără sunet, să știți. Nu mai mi-e atât de frică. Nu vrea să facă nimic, mă, nu vrea. Dați-mi până și înapoi pe cap. Alo? Fantoma? Uite că a avut activitate, a avut o cioacă, că nu... N-a făcut nimic, gen. Pe bune? Cum îl cheamă, mă? Christopher Anderson. Paolo. Nu vrea să scrie nici în carte. Mă mir că am văzut sfera aia paranormală, că după cum puteți vedea, nu a mai apărut sfera paranormală de atunci. Cred că atunci a fost singurul moment când a fost acolo. Tămâie nu am, că sălbaticul de obicei băga tămâia. Amprente n-au cum să fie la dovezile pe care le am deja. Deci ar mai trebui doar să scrie bulangiu în carte și cam atât, gen. Nu? Și în caz că e Phantom să... Uite care activitate. La unde e activitatea, mă, mâncați așa. Opa, 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 s-a dus la 6, fii atent. Christopher Anderson. Hai, mă, că o fi fantomă și mă duc peste ea acum. Hai să intrăm în casă. Dacă e fantomă, mi se pare că dacă îi faci poză, dispare. Să zic. Christopher Anderson. Christopher Columbus. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Da, Cristofoare, Cristofoare. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Give me a sign. Don't kill me. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Cristofoare. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Op, 3. Christopher Anderson. Doar 3, am găsit 3. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Give me a sign. Show yourself. Christopher Anderson. Don't kill me, you motherfucker, bullshit bitch. Christopher Anderson. Christopher Anderson. Are multe 3. Sunt atât în cioară. Cristofoare. Cristofoare. Christopher Anderson. Mai mare, nu fă 3. În carte tot nu vrea să scrie scârbosul. Și-am avut nu fă 3. A avut activitate 10, ești nebun? Bă, nu știu, dar dacă la activitate 10. Bă, mi se pare mi s-a scris în carte. Hă? Nu-mi dau seama de pe camera asta de la dacă a scris în carte. Nu pare că ar fi scris în carte. Nici n-am vrut să mă atace. Bă, e tot activitate 10, dar ea nu... Nu are. Nu avea emo fâste, nebun deloc. Mă mai duc o dată, ba piciorul. Mai încercăm o dată, mai iau o pastilă. N-am chef să mă omoare scârba. Sincer. Și tu stă la 10 activitate, ești nebun? Și tot degeaba. Hai de mine, mi-e frică de mură, ești nebun. Țin respirația. Când credeți dacă a scris încă... Țin! Furtă-ți! Fracă! Lasă-mă să plec!
Era cât pe ci să plec și să... Mamă, mă lasă picioarele. Mă lasă picioarele, marș. De ce m-am uitat când avea cum să scrie în carte? Deci, jocul ăsta... N-are nicio treabă, doamne. Exagerare complicat. Adică efectiv se frică, bine, probabil și din cauza că e 3 dimineața. Fantoma a fost. Nu știu dacă puteți. Deci efectiv am pierdut de găină pe mine. Da, vezi? Cam atât a fost cu acest, pardon, episod al lecturatul Vânătorul de Fantome. S-a dovedit că am reușit să găsim fantoma, dar m-am speriat rău de tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Mom, voi nu aveți idee cum e pila pe mine, e de bun, nu știu că n-am cum să vă arăt. Pa, pa.